Mulțumim Domnului care va veni, însă până atunci să ne ajute să fim vegheatori, scop în care se înscrie și lecția din această seară, prudent sau imprudent. Omul prudent este atent, prevăzător și se ferește de vorbe, de gesturi, de fapte care ar putea cauza ceva rău. În schimb, omul imprudent este nejudecat, nesocotit, nechipzuit, neprevăzător și efectele nu se lasă mult așteptate. Despre astfel de oameni scria Solomon în cartea Proverbe, capitolul 14, abordându-i în mod antitetic, Proverbe 14, versetul 15 și 16. Omul les necrezător crede orice vorbă. Dar omul chipzuit ia seama bine cum merge, adică este prevăzător, prudent. Versetul următor se înscrie în aceeași idee, înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică, dând buzna în laț. Această calitate, mă refer la cea pozitivă, la prudență, este o virtute foarte necesară în lumea noastră plină de adversitate. Trebuie să fim atenți, pentru că oamenii în jurul nostru nu sunt întotdeauna bine intenționați, ci să spunem de demoni care întotdeauna ne sunt împotrivă. Dar vreau să spun asta încă de la început, că nu ne vom bizui doar pe atenția noastră. Să avem încredere în faptul că prudența este asigurată în primul rând și în mod total de Dumnezeu. În privința aceasta citim din Psalmul 121 ca să înțelegem că nu doar noi trebuie să avem grijă și să trăim cu liniște că are și Domnul grijă. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutor? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, da. El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Mulțumim Domnului pentru o asemenea grijă. Aceasta nu suspendă prudența noastră. V-am spus, o completează doar în mod desăvârșit. La fel scrie și în Psalmul 127, versetul 1, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Deci noi ne facem partea noastră, iar Domnul pe a lui. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Știți că în legea circulației este scris că șoferii trebuie să aibă grijă până la limita evitării oricărui pericol. Dar pe lângă atenția noastră, să zicem la volan, pe lângă un copilot cât ar fi el de bun, avem încredere în îngerii Domnului care ne veghează. Pentru că sunt situații în care n-ai cum să anticipezi și gândește participantul la trafic care vine din față, dacă doarme, dacă e beat. Și în asemenea situații, pe lângă prudența noastră, deci acolo unde noi ca oameni nu facem față, intervine Domnul, numele Lui să fie slăvit. Să analizăm, ca și în lecțiile anterioare, mai întâi, observând ce cuprinde prudența și respectiv imprudența, și apoi să luăm câteva exemple din Scripturi. În primul rând, a fi prudent sau a fi imprudent are de-a face cu a avea sau nu a avea lumină cu privire la un mod corect de a gândi. Un om fără minte nu poate fi prudent. Un om care nu cunoaște cum funcționează o mașinărie nu poate să fie prudent. Prudența pleacă întâi de la minte.
de la felul în care gândim, cât de corect, cât de exact, cât de bine o facem. Să citim câteva versete din Cartea Proverbe în privința aceasta, începând cu capitolul 1. Printre altele, folosul cărții Proverbele, și am putea spune a Scripturii în general, este și prudența. Citesc versetul 2. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvinților minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată, de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați ajerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință. Pentru prinderea înțelesului unui pilde sau unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul înțelepciunii, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Deci să poți fi prudent, trebuie mai întâi să devii înțelept, dar care nu pricepe, nu bagă seamă. Tot în ideea aceasta citim din capitolul 8 al cărții Proverbe, unde înțelepciunea promite următoarele. Versetul 32 la 36. Și acum, fiilor, ascultați-mă, că-și ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care vechează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viață și capătă bunăvoința Domnului, dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea. Deci, având grijă să fim înțelepți, vom avea grijă să fim prudenți. Ca să dau un exemplu, dacă înveți bine teoria la matematică, la probleme, la exerciții, poți să fii atent. Dar dacă nu știi cum să aplici teoremele, dacă nu cunoști teoretic lucrurile, n-ai cum să fii atent în mod practic. Citim și alte referințe biblice pe această idee, Ieremia, capitolul 8, versetul 9. Vom citi acest verset gândindu-ne la evoluțiile istorice în plan filozofic și în alte domenii, paradigmele oamenilor în general, multe dintre ele au fost un eșec, deși au crezut că vor da rezultate bune. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului și ce înțelepciune au ei. Deci cine nu ia în calcul cuvântul lui Dumnezeu, cine nu vrea să învețe de la Domnul, este imprudent. Și toate calculele lui nu vor da un rezultat bun. De aceea Scriptura ne îndeamnă să fim veghiatori. În primul rând, veghiatori la ceea ce Domnul vrea să ne învețe și vom fi veghiatori până în final când Domnul va veni. Știți că la venirea Domnului se pune mare preț pe veghere. Să nu ne înșele cineva, să fim pe fază atunci când Domnul se întoarce. De aceea spunea Domnul și nota evanghelistul Marcu în 13 cu 37 ca și o concluzie la această lecție despre revenirea Domnului Iisus, despre sfârșitul veacului. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Dar vegherea are de-a face cu tot ceea ce Domnul ne-a învățat. De altfel, să știți că prudența are de-a face nu doar cu ceea ce am învățat noi despre Domnul, ci cu ceea ce aplicăm noi din ceea ce Domnul ne-a învățat. Pentru că, așa cum spuneam în introducere, Dumnezeu păzește pe cei ce sunt ai Lui. Deci dacă ținem cont de voia Lui, Domnul ne vine în ajutor. Dacă nu vrem să fim atenți, mare lucru, doar așa, în urma mijlocilor cuiva și nu întotdeauna, Dumnezeu va interveni să ne protejeze El. Spunea un slujitor că o tânără l-a anunțat că urmea să căsătorească cu un băiat din altă parte, urma să vină la ei și el i-a oferit serviciile spunându-i
pot să mă interesez, să vedem cine este acest tânăr. Nu, contează, eu știu, noi ne iubim. Așa sunt unii tineri, eu i-am mai întrebat pe câte unul care e așa încrezător, zic, te-ai mensurat de multe ori până acum, ca să spui că te pricepi. Și a întârziat acel băiat. Ea a rămas nedumărită, dar la fel de imprudentă, a continuat să spere, până când, cred, datorită rugăciunilor altora harului care Domnul l-a avut pentru ea, printr-o colegă care i-a văzut poza lui pe telefon, a aflat că, de fapt, respectivul era un imoral. Și apoi, în câteva zile, i-a propus și ei una ca aceasta, dar a fost foarte bine că a aflat cât de cât, pentru că altfel era să cadă în acea cursă demonică. Dar dacă noi suntem curați și ne însușim lecțiile, Dumnezeu se angajează să ne ajute dincolo de ceea ce noi putem să observăm. Spune Scriptura, mă întorc la cartea Proverbele, capitolul 15, versetul 28. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Deci neprihănitul este atent, cel rău e neprevăzător. Și doar un exemplu să vă dau de aici, întoarceți la 22:14, scrie așa. Gura curvelor este o groapă adâncă, pe cine vrea să-l pedepsească Domnul acela cade în ea. Îmi dădeam acest exemplu, pe fata aceea n-a vrut să o pedepsească Domnul și a scăpat. Dar se poate întâmpla ca Domnul să îngăduie. Pentru cine îngăduie? Pe cine vrea Domnul să pedepsească? Întoarcem la Eclesiastul 7:26. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, ar cărei inimă este o cursă și un laț, a cărei mâini sunt niște lanțuri, cel plăcut lui Dumnezeu scapă, poate dându-și seama sau poate, cum aminteam, intervine Domnul. Dar cel păcătos este prins de ea. Deci să ne silim să fim plăcuți Domnului, ca peste prudența noastră să fie harul lui. Amintiți-vă de cele descrise în Genesa 20. Abimelec a văzut pe Sara, i s-a părut că e plăcută, Avram părea un om de treabă și poate a gândit, n-ar fi rău să devin rudenie cu acest evreu. Avram n-a fost mai prudent, Abimelec n-a fost nici el, și a intervenit Dumnezeu și spune Scriptura în Genesa 20, versetul 6, motivând intervenția divină pentru ca să nu se întâmple vreo pacoste acolo, zice Dumnezeu, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit. Deci sunt situații în care noi trebuie să ne ferim, iar când greșim că suntem oameni, Dumnezeu poate să intervină să ne ferească și rugăm să o facă. Dar nu intervine Dumnezeu să ferească pe oricine, numai pe cei plăcuți lui. Trecem la o a doua idee pentru a inspecta acest domeniu. Este foarte important să ne autosuspectăm în mod preventiv, mai întâi în plan spiritual și apoi chiar fizic. Poate fizic e mai ușor să înțelegem. Uneori e bine să ne întrebăm, oare n-am probleme de sănătate? Și legislația în România încearcă să acopere cât mai bine acest aspect al prevenției, pentru că după ce se descoperă o boală prea târziu, adesea nu se mai pot rezolva lucrurile. Noi putem spune că peste toate a vegheat Dumnezeu, e drept, însă există și un rol uman, dar cum spuneam, în primul rând, în plan spiritual să ne autosuspectăm. Să ne așteptăm să ne facă alții observații. Că nu suntem atenți, că ne certăm, că nu venim la adunare, că, știu eu, fie cei din familie sau alții, că nu mai avem pasiuni sfinte. Să ne cercetăm noi pe noi înșine. Iată câteva versete din Deuteronom, capitolul 4, prin care Dumnezeu avertiza poporul, apare aici expresia
vegherii. Observați 4:9. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintei asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale. Va să zică până la moarte. Noi trebuie să băgăm de seamă. Ne putem îndepărta de Domnul pe nesimțite. Ba, diavolul chiar este interesat de un asemenea traseu lent prin care să ne îndepărteze de Domnul. Versetul 15, tot aici. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea mintei asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați, să vă faceți vreun chip, de o natură sau alta. Tot aici, versetul 19, veghează asupra sufletului tău, cumva observând natura, să ți se pară că e mai interesantă decât Creatorul. Și tot aici, versetul 23, vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru. Observați de câte ori se repetă această observație. Iosua, la rândul lui, în cartea sa, și el spune poporului, veghează asupra sufletului tău. 23:11, o spune la sfârșitul vieții lui, dându-le grijă. Și asta cred că e foarte interesant să ne gândim și la ce scrie la biserica din Efes, citesc aici în Iosua, vegheați ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Adică să veghem, să păstrăm o relație bună cu Domnul, să avem dragoste pentru El. Doamne, ajută-ne! Să citim și alte versete care ne îndeamnă la veghere. În Psalmul 50 avem un cuvânt bogat prin care ni se vorbește în ce condiții putem să ne asigurăm, să dobândim în final mântuirea. Psalmul 50, ultimele două versete. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, se poate? Da, de aceea a avertizat Moise. Și ultimul verset scrie, cine aduce mulțumiri ca jertfa acela mă proslăvește, deci să ne păstrăm zilnic într-o stare care să mulțumim Domnului pentru har și pentru toate ceea ce ne-l dă, și celui ce veghează asupra căii lui, asta e prudența, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu, adică să fii atent în fiecare zi cum pășești. Dimineața să cerem ajutorul Domnului, seara să-i mulțumim sau să ne mărturisim dacă am greșit. Și câteva versete din Proverbe care ne îndeamnă la fel la a fi circumspecți cu noi înșine, nu visători și nepăsători, Proverbe 16:17, calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, că toată viața rău ne stă în cale și trebuie să fim prudenți. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Ce înseamnă să veghem asupra căii noastre? Să fim atenți în cursul zilei la ce vorbim, la ce facem, unde mergem, cu cine ne însoțim, la ce ne angajăm. Tot Proverbe 19:16. Cine păzește și porunca își păzește sufletul. E ca în circulație. Păzește legea, respecti indicatoarele, te păzești pe tine și mașina ta, că tu nu păzești indicatoarele. Ele te păzesc pe tine, dacă le respecti. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Neatenția adesea costă. Tot Proverbe 24:12. Aici imprudentul se vaită. Dacă zici, ah, n-am știut. Crezi că nu vede cel ce cântărește inimile? Și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Necunoașterea legii nu evită pedeapsa. De aceea să fim atenți la ceea ce facem. Știți cazul lui Eutic, s-a așezat pe geam și când a adormit, a căzut. A fost minunea Domnului acolo. Dar nu toți care se cațără rămân întregi și vii. Cunoașteți, nu de mult a fost cazul unui tânăr în Norvegia care a fost izbit de val, de pe stâncă și din cât știu nu l-au mai găsit până în zi de azi. Și când am
auzit pe ce stânci se cățăra, m-am mirat că n-a murit mai repede. Deși a fost o tragedie. Să fim atenți în plan fizic, dar în primul rând în plan spiritual. În 1 Petru capitolul 2 este scris în versetul 11: Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Deci să nu ne jucăm, să fim atenți. Mai sunt naivi care, de exemplu, cred, eu mă duc la mare și nu voi avea ispite cu femeile. Auzi, să fii prudent, nu înseamnă să te duci la mare și să umbli cu ochii în buzunar. Înseamnă să nu te duci. E cam povestea aceea cu omul care a vrut să angajeze un birjar la ce distanță de prăpastie poate să meargă. Și omul prudent a zis, eu aleg alt drum, nu mă duc pe lângă prăpastie. Asta e adevărata prudență. Nu să faci echilibristică în zona păcătoasă, ci să te păstrezi la distanță ca să fii sigur de reușită. Doamne, ajută-ne! Așadar, rețineți aceasta a doua idee, noi tot timpul trebuie să umblăm cu teamă, nu cu o frică ce seamănă necredință, cu lipsă de speranță, dar să nu ne încredem în noi înșine. Să fim atenți, să veghem asupra sufletului nostru, la capitolul idolatrie, imoralitate și la orice alt păcat. Un al treilea aspect, ceva ce este foarte uzual, ceva ce facem toată ziua, vorbim, nu? A fi prudent înseamnă a fi atent la vorbire, a putea calcula efectele vorbirii sau respectiv a tăcerii. Că așa cum spune Iacov, limba, mădular mic aprinde pădure mare. Este ca și cârma unui vapor, ca și frâul în gura unor cai. În Psalmul 39, versetul 1, David zicea, și gândiți-vă că a avut și el un socru cum a avut, o casă mare, probleme cât la un rege, ziceam, voi veghea asupra căilor mele, voi fi foarte prudent. Ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâul gurii cât va sta ce rău înaintea mea. Așa e că, în mod deosebit, în timpul de ispită nu e ușor să taci. Sau poate și mai greu să știi să vorbești cu înțelepciune, să fii prudent, să nu-ți dai drumul, să te poți opri, să nu aduci jigniri în momentele respective, să nu dai pe față taina altuia. Vegherea asta este multiplă. Și din Proverbe adăugăm capitolul 10, versetul 10. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare. Este o imprudență uneori să tragi cu ochiul. Din mai multe puncte de vedere asta. Și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Pentru că prin vorbire se pot strica relații, se fac păcate. Și tot aici scrie în versetul 19, cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Deci prudența are de a face cu mai puține vorbe, nu cu multe. Dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit, reținut, care a socotit că ajunge cât a vorbit. Citim de asemenea din Noul Testament, 2 Timotei, capitolul 2, aici avem de a face și cu lucruri spirituale, cum spunea cineva că ar fi vrut să aibă o dezbatere cu
martorii lui Jehova, cu audiență. Și respectiv un slujitor cu experiență a zis, auzi, și pe tren sau în vreo casă, nu vă apucați la ceartă și ascultă alți prieteni. Chipurile că noi o să dovedim că suntem mai abili și o să câștigăm acea dispută polemică, religioasă și o să pocăiască. Și spunea fratele, cei ce aud, nu o să zică, ăsta o fumă deșteptul, să spună, s-o certa pocăiți. Și nu câștigăm ceva. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 16. Ferești de vorbările goale și lumești. E prudent. Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Versetul 23. Ferești de întrebări nebune și nefolositoare. Este o imprudență să răspunzi la toate întrebările. La unele întrebări trebuie răspuns cu tăcere, ca respectivul să știe întrebările acelea să nu le mai pună. Sau dacă le pune, să rămână cu ele. Pentru că unii ori răspunzând, vorba, cum spune proverbul, vorbă scoate și se nască de aici probleme și nu-i de dorit. De aceea spune Scriptura, orice om să fie, citim Iacov capitolul 1, cum? În privința vorbirii, 1 cu 19. Încet la vorbire. Prudent. Că poți să-i dai drumul la o vorbă, dar apoi nu mai poți să o întorci orice ai face. Știți, întâmplarea aceea poate că nu este reală, e doar așa imaginară, dar are mult adevăr în ea. Cineva a invitat mai mulți oameni la o masă festivă, au venit 6 și el, văzând că nu sunt toți invitați, a zis, cine trebuia să vină noi aici? Și doi dintre ei au zis, a, vă să zic că o fi fost alții, hai să plecăm, până el n-a fost atent. A revenit, a văzut numai pe 4, mai necăjit, zice, cine nu trebuia să plece, a plecat. Atunci, din ce rămas, a vă să zic că nu ea trebuia să plece, poate noi. Și s-au mai dus 2. Și când a revenit, a găsit doar 2 și a mai scăpat și aici o vorbă, a zis, cine trebuia să fie noi aici? Deci, e vorba nu de noi, de alții. Că pe bună dreptate se spune că cele mai mari probleme între oameni apar prin faptul că oamenii nu își exprimă corect propriile gânduri și le interpretează greșit pe ale altora. E foarte ușor să o smintim din vorbă. De aceea să ne ajute Dumnezeu să fim chibzuiți atunci când vorbim. Amin? Și ultim aspect, trebuie să fim atenți nu doar la vorbire. Să avem un comportament precaut în raport cu stările de spirit, de exemplu, dacă oamenii sunt nervoși sau triști. De asemenea, trebuie să ținem cont de ce persoane avem în jurul nostru, că nu-i tătuna să vorbești la copii de clasa 1 sau să ai în față niște oameni bolnavi, pensionari mă refer, bătrâni bolnavi, nu bolnavi sufletești. Trebuie să anticipăm și dacă se poate să evităm sau cel puțin să diminuăm prin precauție, ispitele și alte pericole. Vă amintiți episodul acela din Iosua 22? Cele 2 seminții și jumătate de la răsăritul Iordanului, soldații, au trecut să ajute pe ceilalți să cucerească țara. Când s-au întors înapoi, gata să treacă Iordanul, ce s-au gândit ei? Măi, apa asta poate fi o graniță? Și cei din partea de apus să spună că și copiii noștri nu fac parte din același popor. Hai să facem un altar imens să-l vadă toți. Să avem mărturie. Ceilalți au auzit, dar la ei a ajuns vestea distorsionată. Vor să schimbe religia, să închină la idol. Scandal! Și abia s-au potolit. A fost o precauție neînțeleaptă. Salvarea a fost acolo că Fineas cu căpetenile ce s-au dus, întâi au discutat, deși în discuție deja au fost puțin acuzativi, dar ceilalți s-au scuzat. Putea să iasă un război civil, cum nu de puține ori s-a întâmplat în Israel, pentru că oamenii nu au fost prudenți, n-au ținut cont de ceilalți. Cine știe cum gândesc ceilalți? De aceea să fim atenți, în familie, în biserică, în societate, amin? Să vă dau un caz din Genesa 39, un om imprudent, bărbat cu nevasta lui.
versetul 6, aparent e din două părți care n-au de-a face una cu alta, dar de fapt sunt complementare. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Și ce are a face asta cu partea a doua versetului? Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Potifar avea grijă să mănânce și să bea, numai nu a avut grijă de doamna. Și nu băga de seamă că fiind băiatul ăsta drăguț și isteț în casă, el nu mai a fost atent cu doamna și a început ea să fie atentă cu administratorul. Se pare că nu și-a dat seama, pentru că scrie aici, după câteva vreme, deci a trecut timp. Ei, cu asta nu vrem să încurajăm geloșii, să spună că ei de precauți ce sunt, vor face și ceea ce nu trebuie să fac. Pentru că sunt întotdeauna două extreme. Una să fii gelos și să bănuiești de să umbli celălalt cu obloane la ochi și cealaltă să nu bași seamă până când îți vine citație. Să mergi la tribunal că se separă de tine și s-a îndrăgostit de altcineva. Lipsă de precauție. Luăm un alt exemplu. 2 Samuel, capitolul 4, ne prezintă pe un rege și se fac referiri și la cei din garda lui, care normal ar fi trebuit să o aibă. Scrie că au venit 2 oameni porniți la rău, versetul 5, în timp ce el își făcea somnul de amiază, au pătruns până în mijlocul casei, dându-se drept negustor de grâu. L-au lovit și l-au omorât. N-au bănuit gardienii ce intenții au aceștia. De ce trebuie să fim atenți că oamenii au gânduri rele, dar afișează intenții bune. Trecem și în cartea Proverbele pentru a urmări alte versete. 14 cu 9. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Deci nu-i vorba de a fi fără nicio legătură cu oamenii, temător că intră la mine, am întâlnit și un asemenea acasă, nu vine niciun musafir, că dacă are vreun virus, aduce vreo boală. Nu-i vorba despre asta. Dar în același timp să fim prudenți la cine ne intră în casă, la cine ce vorbește, ce să mai spun din lumea virtuală, unde ai de-a face cu oameni care nu-i cunoști. Cineva se poate da drept unul necăjit, de care să ai milă și că încolo să fie un intrus cu alte scopuri, sau te poți împrieteni cu cineva și că încolo respectivul vrea să-ți facă rău. În privința aceasta, să citim două pasaje din Evrei 10 și 12, pentru a ne putea păstra echilibru, în a putea veghea unii asupra altora, în a fi prudenți și pentru noi, prudenți și pentru alții, că asta ar fi prudența maximă, să te păzești pe tine și să-i poți păzi și pe alții. Evrei 10 cu versetul 24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Vezi că unul slăbește o credință, fii prudent și îndeamnă-l până nu se răcește de tot, până nu se înstrăinează de cele sfinte. Și 12 cu versetul 15, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru că nu cumva să dea lăstar vreo dăcină de amărăciune să vă aducă turburare și mulți să fie întinați de ea. Vedeți prudența, câte aspecte trebuie să cuprindă, veghea să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Să fim atenți în toate privințele. Înțeleptul îndemna în Proverbe să fim atenți la vreo femeie care poate să strecoare vorbe dulci, în a nu ne lăsa ademeniți, să fim atenți la oameni care sunt înșelători, să fim atenți la cei care au alte prietenii cu alții din afara spectrului bisericii și pot fi trași și duși în lume. În toate acestea, atenție, atenție, atenție. Știți povestea cu calul troian? N-au putut să-i cucerească din afară, au găsit soluția să intre. Și apoi le-au dat lovitură. Așa s-a întâmplat într-o situație
descrisă în Biblie, cartea Obadia. Edomiții aveau cetăți fortificate la Petra. Însă, urmașii lui Nebaiot au intrat într-o zi de sărbătoare și i-au nimicit. Nu au fost prudenți. De aceea, așa cum am spus de la început, într-o lume cu rea intenții, trebuie să fim atenți. Să luăm și câteva exemple pentru a ne clarifica în toate privințele. Mai întâi, cum știți, exemplele negative. Cartea a doua a lui Samuel, capitolul 13. Aici o avem prezentată pe Tamar și am numit acest caz imprudența în fața ispitelor trupului. Fratele ei a vorbit cu tatăl lor să vină la el să-l îngrijească, dar Amnon avea gânduri murdare. Ea n-a băgat seamă atunci când el a zis, citesc versetul 9, scoateți pe toată lumea afară. Și au rămas numai ei doi. Aici trebuia ei să-i dea ceva de bănuit. Pentru că din faza asta ea a devenit o victimă. Și mult necaz a urmat. Moartea vinovatului, dușmânia dintre fratele său și tatăl său și întreaga casă regală, o imprudență. E drept că aici Domnul n-a vegheat, trebuia David să fie pedepsit, dar a costat-o și pe ea imprudența. De aceea, fetelor, surorilor, fiți atente. Am auzit chiar și vremea noastră declarații, păi nu m-am gândit, frate, m-a dus cu mașina. Păi stai puțin. Nu te duc cu mașina numai cu un bărbat. Nu accepta să te viziteze numai un bărbat. Sunt lucruri de care trebuie să ne ferim. Amin? Și atunci suntem păziți. Vorba românească, paza bună trece primejdearea. Un alt exemplu, 1 Împărați, capitolul 3. Femeile și copilașii din vremea regelui Solomon, cele două femei care n-aveau soț, n-aveau familie, neatenția cotidiană. Citesc de la versetul 17. Eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După 3 zile femeia aceasta a născut și ea, locuiam împreună. Niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. Peste noapte fiul acestei femei a murit pentru că se culcase peste el. Imprudență. Poate o soție obosită doarme în timp ce alăptează copilul. Ar trebui să fie soțul prudent să le ia frumos de la piept și să-l pună deoparte. Sau cum este o întâmplare, nu știu dacă e reală, că au venit la sărbătoarea unui copil, era în pădure și au pus o hainele peste el și până când să-l caute, trecuse pe cealaltă lume. Imprudență. Mi s-a întâmplat odată, aveam o mașină, o Dacie, care se deschidea mai ușor ușa din spate, am pus acolo o butelie, aveam un băiat lângă, băiețelul s-a suit pe butelie și undeva la o mișcare s-a dus butelia jos și el era călare, s-a dus și el lângă mașină afară. Din fericire nu s-a întâmplat nimic. Imprudență cotidiană, așa, ceva ce se poate întâmpla toată ziua, dar uneori poate să fie o nenorocire, cum s-a întâmplat aici, copilul a murit. Și scrie mai departe în versetul 20, ea s-a sculat pe la mijlocul nopții, a luat pe fiul meu de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei care murise l-a culcat la sânul meu. Dimineața m-am sculat să dau suță copilului și iată că era mort. M-am uitat cu luarea minte la el dimineața și iată că nu era fiul meu pe care îl născusem. Aici totuși se pare că a sesizat, dar numai intervenția Domnului a mai scăpat-o. Așadar, iată că trebuie să fim atenți și lucruri mărunte care pot declanșa probleme mari.
Și încă un exemplu de imprudență, în cartea 2 Samuel, capitolul 20, îl întâlnim pe David. Războinicul, nu, 21, versetul 15. Scrie în finalul versetului, David era obosit și Ishbi Ben-Nob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David. Abishai, fiul Țirui, a venit în ajutorul lui David, l-a lovit pe filistean și l-a omorât. La oboseală suntem imprudenți. Nu-i așa și la volan? Ba da. Vă amintiți și de generalul Sisera, care obosit fiind, s-a culcat, s-a lăsat pe seama acelei femei care, în acea situație, e drept. Dumnezeu voia să-l nimicească, l-a trădat. De fapt, l-a omorât întâi. Și apoi a raportat ceea ce făcuse. Amintiți-vă și de Saul, care a dormit cu toți și el și strigă David la Abner, ce soldați sunteți voi? A venit cineva să-l omoare pe împăratul și voi ce păziți? Deci să fim atenți ca nu cumva în momentele de oboseală să comitem vreo imprudență. Fie la volan, fie prin casă, fie lucrând, fie pe o schelă, fie la joacă copiii, se pot întâmpla nenorociri. Să trecem la exemplele pozitive. Genesa 32 și 33, Iacov. Acest exemplu e foarte binevenit pentru viața de familie. O așteptare preventivă și efectivă a pericolului. Bănuia el că frate său Esau se poate răzbuna. Și-a luat măsurile ce se impuneau. Genesa 32, versetul 3, a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. Și le-a dat porunca următoare. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Versetul 5 îi spune câte are. Și trimis să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. Solii însă au spus că Esau vine cu oameni înarmați, s-a temut. Altă măsură de prudență, cea mai importantă, s-a rugat, Doamne, Tu mi-ai spus să mă duc, Tu mi-ai spus să mă întorc, ajută-mă. Apoi a pregătit darul pentru Esau, după aceea a așezat tabăra în mod strategic, roabele și copiii, Leia și copiii, Rahel a lăsat-o la urmă să fie ultima ca să moară și o s-a pus în fața tuturora. Mai mult, când a apărut fratele său, scrie în 33:5, Esau a alergat înaintea lui, dar de ce? Pentru că scrie în versetul 3, Iacov a trecut înaintea tuturor, cum spuneam, s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până s-a apropiat de tot de fratele său. Vrei să te împași cu fratele tău, cu soacra ta, cu socrul tău? Ia, fă vreo 7 mătănii, după ce ai trimis 7 plase cu cadouri și să vezi că după aceea e simplă problemă. Că numai așa se rezolvă lucrurile, un dar în taină, atenție. Dacă n-ai fost prudent înainte și s-a născut scandalul, acum trebuie să fii prudent în urmă. Esau a fost surprins. Iacove, ce-i cu tine? Eu te știam un șmecheraș. Eu știu numai că te pricep să iei. De când știi să dai? Și zice în 33:8, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceasta pe care am întâlnit-o? Tu ai un gând în tot ce faci, nu te-ai apucat așa. Că ai prea multe să le împrăștii. Voiesc să capă trecere cu ea înaintea domnului meu. Și într-adevăr, a primit trecere, vroia Esau să-i acorde și asistență pe drum, a zis mulțumesc, mi-ajunge atâta, atât am voit și iată că am obținut. Un al doilea exemplu, David. Știți prin câte a trecut el? Este un verset frumos în Psalme, nu vi-l spun, poate îl știți, sau dacă nu căutați-l. Scrie că Domnul a scăpat pe David de sabie ucigașă. Dar asta nu înseamnă că David nu s-a ferit,
Când a vrut socrul său să-l lovească cu sulița, s-a ferit și nu numai odată. Când a recucerit cetatea Keila, s-a temut că evreii îl dau mâinile filistenilor și nu s-a lăsat să spună: am câștigat o victorie în numele Domnului, n-are decât Dumnezeu să mă păzească. S-a ferit el, a plecat de acolo, a stat ascuns. Și când n-a mai putut, cum a fost cazul când eram peșteră și eram conjurat de oastea lui Saul, atunci a fost Dumnezeu prudent și l-a păzit. Dar în rest, el și-a făcut partea în toate acestea. Când nu s-a dus la masă, a vorbit cu Ionatan. Deci, așa cum am spus de la început, Dumnezeu ne veghează. Dar asta nu înseamnă că noi închidem ochii și apăsăm pe accelerație. Nu. Noi facem ce ține de noi și dincolo de mâna și de puterea noastră să se întindă mâna Domnului și să ne vegheze. Și un ultim exemplu, Nemia, un comportament prudent față de prieteni și față de dușmani. Țineți minte, trebuie să fim prudenți și cu prietenii. Te duci toată ziua pe capul cuiva, scrie-mi probleme că se satură de tine. Nu ești atent, de exemplu, prietenii între familii. Prea multă familiaritate. Auzi, nu vorbi cu nevasta altuia ca și cu nevasta ta. Apreciază-o pe a ta, nu pe altuia. Cum s-a întâmplat undeva, unul tot din imprudență și-a criticat nevasta față de o altă familie ce era de față. Erau și rudenii. Și celălalt, imprudent, și el zice: așa vorbești cu nevasta? Păi să am o și nevastă bună, i-aș săruta și picioarele. Păi sărmanul de el a ajuns să o facă. Pentru că imprudența costă. Despre Nemia aflăm din capitolul 2 că a fost foarte prudent în a solicita împăratului misiunea de la Ierusalim. Apoi a fost foarte prudent gândindu-se: mă duc acolo, dar vă dați seama, cine mă cunoaște pe mine? Am nevoie de materiale, de un anumit mandat. Și scrie în 2:7, apoi am zis împăratului: dacă găsește împăratul o cale să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu ca să mă lase să trec să intru în Iuda, și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului. Și a avut nevoie de toate acestea, a anticipat ce ar trebui făcut. S-a dus la Ierusalim și nu imediat cum a intrat pe poartă: am venit să rezidim cetatea, băieți, adunați-vă. A inspectat într-o noapte, ca să știe pe ce-i vorba, nu doar pe ceea ce auzise de la fratele său și un alt evreu care dădusere informații. Apoi a adunat, le-a explicat, a știut să se poarte și cu prietenii, neforțându-le mâna.